Salut și bine v-am găsit aici, bă, fraților, la un nou episod din Stumble Guys. Am văzut că ultimul episod v-a plăcut foarte mult, așa că am să mai facem și episodul cu numărul 2, desigur, pentru că dacă v-a plăcut primul, trebuie să vă placă și al doilea, nu-i așa? Și bun, astăzi voi juca pur și simplu să dau meciuri de-astea normale, în care voi nimeri ceva mape de alea random și scopul va fi să câștigăm cât mai multe meciuri, pentru că vreau să fac acolo cât de multe win-uri se poate și bun. Înainte să începem, avem aici așa șopulețul care de fiecare dată ne cam dezamăgește în ultimul timp, pentru că înainte, în trecutul meu amonios, mai era și chestii gratuite, mai era și oferte foarte bune, dar acum băieții sau ok. Ia, am crezut așa, mi-a dat un pic așa valo, că am crezut un pic o să pice acolo ceva ca lumea, dar aparent Stumble Guys nu ne-a dat aproape nimica. Chiar dacă, după părerea mea personală, mi-ar trebui să-mi dea chestii de-alea ca lumea, pentru că pe urmă n-am intrat nu știu când pe jocul ăsta, știi? Și dacă mi-ar da chestii ca lumea, poate m-aș reapuca mai mult, știi? Dar așa, dacă de bea îmi dă chestii, nu prea mai mă reapuc așa ușor, știi? Și bun, avem aici 88 de gemuri, putem să cumpărăm și ceva așa interesant. Ăsta dă puncte, da, nu putem să cumpărăm aproape nimic. Lăsăm așa și bun. Hai să începem, dați și voi un like la acest episod ca să apară și episodul cu numărul 3 din Stumble Guys, pentru că am văzut acolo în comentarii că am văzut un comentariu că în sfârșit postești și tu Stumble Guys, deci efectiv, deci sunteți vreo câțiva care încă vă este un pic cam dor de Stumble Guys, așa că dacă vă este dor, mai fac și așa, mai fac și eu cât un clip de Stumble Guys între clipurile de Brawl Stars și de Minecraft, desigur, ca să fie acolo ce trebuie. Și bun, haide frate, haide. Ia, ok, a făcut blocajul. Bă, ce asta, bă, frate? De ce? Frații mei, de ce am controlele pe Z, X, C, V? Poate să-mi explice și mie cineva de ce am aceste controle? Că normal ar trebui să am 1, 2, 3, 4, dar Stumble Guys a vrut să-mi fac o mică șmecherie de data aceasta, deci n-am ce să mai zic acum. Oh, 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 oh. Hop! No, 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 no. Oh, oh, alo! Bă, mă ridic! M-a ridicat aeronava, m-a ridicat aeronava. Ok, ok. Bun, bun, deci pe aici, hâț. Ok, sus, ridică-mă, aruncă-mă de aici, frate. Bă, vezi că e chiar taia aceasta mapă care a băgat-o băieții. Credeam că o să fie mai nașpa mapa, dar chiar este foarte ok. Chiar dacă este foarte mult inspirată din Fall Guys, dar bă, frate, mie îmi convine acolo cât de cât această mapă. Dar v-am spus, moftic că aceste emoturi pe care le-am eu aici sau, cum zic eu, și-au schimbat de unele singure bani-urile, știi? Asta nu prea îmi place mie, dar în rest pot zic că este foarte ok. Ai de capul meu, bă, da, lasă-mă, frate, încolo. Deci pe aici, deci pe aici prin zona asta, bun. Hai, parcur a la Andrei Biș. Trebuie să ne calificăm, că dacă nici măcar acolo ne calificăm, ne facem de râs pe episod. Nu, bă, nu. Bă, nu mai mă calific, nu se poate, mă fac aici de râs. Hai, bă, dar las-o, bă, dar n-am nici bindurile mele, mă, frate, să-mi pot să dau și acel emote de picior ca să mă ajutești până un pic, mă, frate, mă. Ai de capul meu, bă, nu, te rog eu. Ok, am stat acolo pe ultimii. Ai, bă, dar lasă-mă, mă, frate, acolo, bă, dar nu e corect, frate, nu este corect. Bun, acum am pierdut, mă, what, dar de ce nu mă să ies? Stumble Guys, mai mă lași și pe mine să ies, pentru că pe la urmă nici m-am calificat aici. Stumble Guys, ok. Mă, ce? Bă, nu pot să apăs pe butonul de lift, nici nu mi-apare mouse-ul. Ia uite, bă. Ok, deci apoi trebuia să apăs escape. Ok. Bun, hai să modificăm bindurile, că eu cu bindurile acestea nu joc. Atât pot să vă spun. La input, uite ce. Așa, bun. Aici avem noi treaba. Bun, cum era înainte puse? Pe 1, ăsta era pe așa, ăsta așa și ăsta pe 3, așa, ca să fie mai aproape, că așa știam că le aveam puse înainte. Și acum avem oficial bindurile noastre vechi și cele mai bune binduri, desigur, pentru că cu astea vă zic că o să fac senzație meciul ăsta, atâta pot să vă zic. O să rup meciul 2, dați-mă așa, stai, ok. Bun, vreau să pun și un skin ceva mai interesant, așa, să fie un skin așa de doamne ăștia, știi, dar cred că o să punem pe ăsta clasicul, să fim așa mai clasică de data aceasta, știi? L-a mers. Îl voi pune pe ăsta și cam așa. Îl fac un pic negrotoi, așa. Ba nu, nu negrotoi. Îl facem așa mai. Hai să lăsăm așa, verzica. Să fim așa, să fim, cum să vă zic eu, mă, frate, să fim așa niște ăștia, niște extratereștri de ăștia care câștigă meci după meci. Și ce zic aici? Că cine știe, poate această culoare ne aduce și ceva noroc. Pentru că, na, nu se știe dacă aduce noroc sau nu, dar poate aduce, cel mai probabil. Ia să vedem. Bun.
Ok, acolo era mapa aia care nu mai știu cum se numește, dar dacă o să... Deci nu știu, eu acum sper să pice mai pe de-alea, că lăși camion înainte, știi, ca să mai aduc aminte de ele, că probabil mai multe mape le-am uitat. Ok. Ok, dar, bă, dar nu mapa asta, nu mapa asta, că asta era băgată de când m-am apucat o versiune a beta a jocului, de atunci era băgată mapa asta. Ia, ia stai, mamă, dar vezi că mă mișc mai repede cu acest skin. Ok, frate, gata, frate, frumos, bindurile la locul lor acolo cum trebuie. Păi v-am spus că o să fac senzație cu bindurile astea vechi, care mereu au fost cele mai bune pentru mine. Așa. Hut! Așa, la limită, cum trebuie. Bă, deci fac aici parcur de parcur. Ia, hop! Parcur a la Andrei Bija, atâta pot să vă zic. Hați, frumos aici. Ok. Pac, pac. Și acum ne calificăm într-un mod ăla mai șmecher, cum făceam pe vremea, adică pe lateral așa, ca să fie acolo tot ce trebuie. Vin și tot, vine și restul pe aici frumos. Ia uite, Piotrus, Piotrus 2000, doamne ce nume ăștia. Aute bă, bă ce-a nimerit ăsta bă, n-ai cum bă frate, nimerit calmea, bă, tu și gata. Încă unul singur. Ok, deja este gata tot această treabă. S-a înghesuit băieții mei acolo, de... cu greu s-a calificat ultimul. Ia să vedem, aveți și noi ceva românași pe aici, prin zonă, frate, că vreau să văd acolo un românaș, că, pe urmă, bă, România e forța, mă, frate, bă, asta cam așa e toată fata, deci România este forță, mă. A, bine, ideea că este și în forță în acel sens că, de obicei, dacă dau de un român, românul joacă foarte transpirat, pentru că așa suntem noi, frate, așa suntem noi, deci noi românii, dacă noi jucăm un joc, noi jucăm atât de mult până deveni cel mai bun la jocul acela, cam așa se întâmplă de fiecare dată, dar de-aia zic că trebuie acum să ne mobilizăm foarte bine pentru că acum avem și mapa foarte grea pentru că mapa aceasta, deci de cele mai multe ori pe această mapă am pierdut ca ultimul fraier pentru că de fiecare dată se întâmplă să mă împing o gărgăriță la vrăjeală sau intenționat așa. Aolo! Sau jetul acela, sau jetul, că și jetul acela mai mă împinge de cele mai multe ori. Sau mă împingea mai bine spus că nu m-am jucat aproape deloc, dar... Wow, wow, wow! Nu! Aolo, doamne, dar de ce, bă, frate, de ce nu mai pot să câștig, bă? Mi-am pierdut skill-ul, bă, frate, mi-am pierdut skill-ul, doamne, doamne, măcar am făcut 3 misiuni acolo să ne mai, zic și ne o leacă mai bine, 10 de-astea, dar încoace să fie primit, frate, să fie acolo trase pe dreapta cum trebuie, așa, aoleo, 2000 XP, bun, așa, mă, frate, mă, am făcut și noi level-ul pe ăsta, așa, că XP aici sus și PS-ul e jos, ok, ok, a, uite, am făcut-o și pe aceasta cu jet, cu get 1000 XP, hai să zic și eu un termen de ăștia englezești mai bine. Am făcut level 4, bă. Bine, am făcut level 4, bă, frații mei. Bun, ce putem să luăm de aici? Ok, cam plebea. Ăsta nu o să-l iau pentru că nu prea-mi place. O să-l iau pe ăsta, am mers așa la vrăjeală. Nu știu dacă mi se pare așa cine știe ce, dar mi se pare acolo, doamne ajută. Nu mi se pare nici așa prea wow, știi? Mă, dar stați așa puțin, că este vina skin-ului, mă, frate, e vina skin-ului. Noi dacă acum ne punem un skin de la calme, vă zic că o să câștigăm. Bun. Ăsta va fi... Bine, și ăsta e... Ok, mi-a părea prima oară cu skateboard-ul, dar în fine, lăsăm așa. Ăsta, deci, Dina Mitroi ăsta. Deci cu ăsta vă zic că o să câștigăm 100%, o să vă zic. Și bun, hai să dăm aici bătaie. Și pentru cei care au ajuns până aici la acest episod, vreau să scrie în comentarii mămăligă. Doar așa, mămăligă și ceva lângă, dacă vreți să mai scrieți voi. Dar dacă văd, deci dacă văd un comentariu cu mămăligă, îi dau... Ăsta, îi dau inimioara acolo, cum trebuie. Bine, oricum dau la toate comentariile inimioare, dar zic așa că eu dacă aș vedea cuvântul mămăligă scris acolo în comentarii, aș fi foarte fericit, pentru că pe urmă asta demonstrează că mai voi uitați voi până la aceste părți. Mamă, stai că este aceeași mapă! E aceeași mapă, dar ceva din este modificată, mă frate, dar nu știu dacă e mapa aia veche, că știți că mai era înainte o mapă de asta cu nave spațiale, știi, și presupun acum că, na... Aole, bă, nu știu, deci eu cred că a dat așa un nerf la picior, pentru că piciorul mi se pare mai slăbuză cât înainte. Ok, good, 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 good. Încă am laghează puțin din cauza internetului, dar eu zic că ne descurcăm, mamă. Bine, oricum asta cu lagatul la internet este ca pe vremuri, probabil că și ca și pe... Și când mă jucam ăsta, mă răgăiesc, că despre tot așa am fugiat, deci doar așa ca idee. Aole! Mamă. Bă, da, din prima, mă, frate, mă, olo, olo. Hop. Frumos. Glonț, 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 așa cum trebuie să ne nimerim aici, cum trebuie. Hopa. Bun, 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 bun. Bă, mă miră că încă ne aflăm printre primii. Chiar dacă internetul încă mai sare, dar, bă, mă aflu printre primii. Deci este tot ce contează, până la urmă, așa cred eu. Olo, așa, bun, bun, bun.
Ok, bun, bun, așa, încă o dată. Gata, frate, frumos, gata. Și gata, frații mei, neca... Aolo, aolo, ce face, bă? Bă, m-a descompus, ce mi-a făcut, mă, frate, m-a descompus, na, vaia. Ok, nu mai contează, pe urmă, ceva cu băiții aceștia. Uite-l pe SpongeBob, care aparent nu este SpongeBob, este ceva SpongeBob doar de cavernă sau ceva genie, băiatul ăsta. Ăsta un... un sushi. Așa, bă, ăsta este clasic, un clasic. Ok, ce skin e ăsta, frate? Okay. Ăsta deja știu, pe ăsta. Deci, bă, deci acest skin era, din, cred că e din versiunea aia beta, cum mă jucam eu, cam așa, dat, cam dat ce este acest skin cu paiul în gură. Și normal că skinul default de la Stumble Guys, pentru că nu putea să lipsească pe la urmă. Ok, ia. Marcel. S-a calificat Marcel, băi, ești nebun? Mamă, o să ne rupăm două, Marcel, asta pot să zic. Deci Marcel o să ne dea mare bătaie. Mama Noel 05, ok. Hai, mă. Ok, în sfârșit s-a calificat și ultimul după 10 ore de când stau și mă uit la playeri ăștia, mă, frate, bă. În sfârșit, mă, s-a calificat și ultimul. Ia să vedem ce avem pe aici. Românaș ceva pe aici, la bine, românaș în afară de mine, pentru că eu sunt român adevărat, frate, sunt român adevărat și îmi caut semenii pe aici prin joc, vedeți, și voi, fraților, deci, na, deci eu îmi caut pe aici semenii ca să-i rup în bătaie pe Stumble Guys, ca să mă simt și eu bine acolo. Ok, bun, super slide, bun, acum vreau să mă simt ca pe vremuri, adică să fac schemele alea care le făceam eu în zilele bune. Ok, bun. Ok, deci vreau să fac acele scheme care le făceam eu în trecut, cum trebuie, ia să ne bun. Hai să încercăm schemele, așa cum ne aducem noi aminte cum trebuie, ia. Hai că ai ieșit pe jumătate, dar se putea mai bine, până la urmă. Ok, era acolo puțin să cad, bun. Acum vine schema supremă, deci dacă am făcut această schemă, ne-am calificat, mai bine spus. Huț. Mamă, sar internetul, bă, frate, bă. Ok, bun. Nu. Haide, bă, mamă. Bă, dar la astea de fiecare dată rămâneam blocat, să-mi bat piciorul. Ai, bă, dar lasă-mă încolo. Bă, dar și Elicia, bă, frate, și Elicia. Hați. Gata, frate, ne-am calificat. Vedeți, mă, frate, vedeți? Skill-ul încă se mai știe, mă, frate. Deci skill-ul aparent nu este uitat deloc. Bine, nu deloc, dar mai bine spus este uitat aproape de tot. Da. Dar încă mai mă țin, frate, încă mai mă țin acolo cum. Așa, deci cu o formă de skill încă mai mă țin și eu acolo cum trebuie. Ia să vedem. Ia să vedem ce mă pune, da, acum, bun. Aoleu, doamne, bă, deja mă ia cu inima, sau nu știu de nu mă ia cu inima. Bă, da, de, nu știu, dar dacă o să uita acum un abonat OG la acest videoclip, bă, frații mei, deci ăștia OG dacă vă uitați acum pe acest clip, așa. Bun, dacă vă aceți voi foarte bine aminte, bine, unii dintre voi, că sunteți și foarte mulți care sunteți noi și n-aveți habar despre ce vorbește, dar ideea este că în trecutul meu amonios, când mă jucam eu Stumble Guys ca disperatul, eram, deci făceam live-uri seara, nu făceam mereu, făceam o dată la o săptămână, două, cam așa făceam, bine cum fac și acum, dar, bă, deci făceam live-uri și mă jucam blog, deci cu abonații, dar nu mai puteam, adică, bine, mai aveam unul Jerry sau Alex TMS, cum se numea el mai în trecutul lui amonios, care, bă, frate, deci omul era pro player față de noi la Stumble Guys, că era și singurul care avea emoturi pe vremea aceea, știi? Și mai mult cred că din cauza lui și a abonaților mi-am luat și o emoturi de astea pe Stumble Guys, pentru că eu inițial am vrut să-mi iau emoturi și să-mi iau toate chestiile care se poate lua pe joc, dar am văzut că vă place foarte mult Stumble Guys și din cauza asta că v-a plăcut și vouă foarte mult și am văzut că se face un tryhard de la Supreme la Stumble Guys, dar zic să-mi ne cumpăr shop-ul la urmă, știi? Ca să fie acolo ce trebuie, da, aia zic. Bun, ia mă, stați așa, bă. Aș vrea să încerc ceva schemă. Ia stai, să trecem prin pereți. Ok, n-am reușit să trec prin pereți. Mamă. Ok, frații mei, ok. Ai de capul meu, băi, nu mi-a ieșit schema țâmă, frate, sunt supărat, gata. Am frate, dar pe bune, vreau să merg și mie acolo schema ță. Hai că e bine, am luat câteva puncte care nu prea mi-e ce pot să fac cu ele, dar în fine, acum las mă așa, dar, bă, oricum ar fi foarte dezamăgitor față de cum jucam eu în trecut, frate. Deci în trecut făceam schema ță aproape bine, aproape fără probleme, știi, dar acum schema ță, na, nu mai pot să o fac acum, sau poate a scos-o bătița, nu cred că a scos-o deja. Ia să vedem. Hai bă, dar lasă moartă, bă, frații mei, da, aceeași mapă, băi, Stumble Guys, dă-ne și nouă altă mapă, că la câte mape-i băga pe jocul ăsta, numai mapa asta trebuie să ne dai și nouă.
Hai de cap, mă frate. Ok, dă-te la o parte, dă-te. Asta e problema, nu știu că am face asta. Cine a picat pe urmă, n-am ce să facem altcine altceva. Hop, așa. Sus, 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 bun. O să fac acum un gameplay de pro player ca pe vremuri, ok? Hai, laterală, laterală să fie pe urmă. Ok, bun, 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 bun. Ciocanul care se învârtește pe aici, care vrea să ne face, să ne lupă în două. Bun. Asta a fost schema Y, nu schema Ț, schema Y. Ok, bun, bun. Olo, olo, ușor cu laserul acela, că nu prea îmi place cum arată laserul, știți ce zic aici? Că laserul acela ne cam omoară. Olo, ce disperați, bă, disperații mei, bă, disperaților! Nu mai luați toate bucățile astea, olo, olo. Ok, ok, bun, 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 hai că am scăpat de acele bucățele, dar mai avem în față câteva bucățele, dar nu mai contează, așa. Hop. Bun, hai. Ok, Andrei Biji în acțiune. Hot, frumos aici. Frumos o aruncare de asta ca lumea și acum vreau să fac un pic de troll așa de final pentru... Ai bă, nu vreau să... Nu, troll, 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 nu troll, troll! Ai de capul meu, bă, deci aparent treaba cu trollul nu prea a mai mers. Nu știu, cred că, vă zic că deci chestia asta a pus-o mai mult spre ca să nu mai poți să dai troll ca pe vremuri, mă, frate, mă. Ia, ăla a pus emot și a reușit să mai stea, bă, frate. Bă, vezi că e tare, să știu oricum. Ia, Naoxo 2.0, hai Naoxo. Vreau să te văd cum te califici, vreau să ne faci mândri, cei care ne uităm acum la tine. Haide, știu că se poate, așa, 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 bun, 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 bun. Hai Naoxo, Naoxo, fă-ne mândri, fă-ne mândri Naoxo. Bravo Naoxo, bine Naoxo, te-ai calificat, frate. Așa te vreau, frate, bravo. Cel mai bun, frate, cel mai bun. Ăsta, ok. Ăsta nu mai poate, ăsta deja se prăpădește de râs aici în timp ce ne uităm la el, dar nu mai contează, așa. Ok, hai, încă 3 playeri, se poate, Stumble Guys, haide. Ultimii 3, a, așa, așa, hai, încă unul, unde, hai mă? Al... Bă, la milisecundă a intrat altul înaintea lui și ăsta săracul mai s-a calificat aproape deloc. Bă, ce păcat, frate, ce păcat. Naoxo, Naoxo, ce fă, băi, Naoxo, bă? Ok, deci acum chiar vreau să ajung cu Naoxo în finală. Deci eu sunt pus să ajung cu Naoxo în finală, atâta pot să vă zic. Ma. Deci mapa se numea inițial Rush Hour. Rush Hour, cum ziceam, nu mai știu cum ziceam, frate, dar bă, sincer, deci mapa asta, na, e the GOAT. Bine, în afară de bloc, deci mapa asta în afară de bloc, deci este the GOAT, atâta pot să vă zic. Pentru că mapa asta, deci când făceam live-uri, eram aici cu Adelino pe astea și Adelino de fiecare dată mă apăra. Adică, bine, mai bine spus, Adelino este un abonat al meu, ok? Și acel abonat, frate, mă, mă salva de bătaie, că erau, deci, efectiv, deci intra pe live unii abonați care, bă, frate, îți făcea un troll, te rupea în două. Îți făcea troll ăla cu pumnul, că îți dea cu pumnul. Hai să arăt așa, stați așa, puțin, ia. Ia. Așa de dragul nostalgie. Ok. Nu, 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 frate, gata, gata. Ok. Am vrut să fac și acolo schema John Cena, dar apare în băieții, n-am vrut să mai zic să fac și o schema John Cena, pentru că au vrut ei să moară mai repede, știi? Bă, dă-te în pana mea! Naoxo! Bă, mai e Naoxo cu noi, bă! Dă-te în pana mea, a rămas Naoxo! Mamă, și bloc de șef final, bun! Bă, vreau acum să rămân 1v1 cu Naoxo. Deci dacă a rămas 1v1 cu Naoxo, sunt acum cel mai fericit, atât pot să vă zic. Ia, trecem prin pereți. Ai, bă, dar la... Ei, ei, bă, bă, frate, bă, ce-ai făcut acolo? Am trecut prin pereți! Ulu! Ia. Mai trecem acum prin pereți, nu mai, dar nu mai trecem, că e cam greu să treci pe la urmă. Ia, hai! Ai de cap, e greu, frate, e greu să treci prin pereți ăștia, ia. Ok. Bun, 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 hai. Din nou printre pereți. Ai de cap, aici trebuie să mai stau așa un pic, să mai vină o dată peretele, ia. Ok. Ai de cap, meu, bă, deja gata, deja mi-am pierdut skill-ul. Ok, gata, skill-ul a revenit, oficial, ia. Schema Ț, frumos, cu emotul ca să nu ne arunce la mama zmeilor. Ok, din păcate nu s-a ieșit aici schema. Nici aici nu a ieșit apare schema. Hop! Naoxo! Bă, încă rezistă Naoxo, frații mei! Bă, eu am crezut că o să moară Naoxo pe acolo. Naoxo! Ce faci, Naoxo? Bă, deci aparent încă Naoxo se ține foarte bine. Hai, Naoxo, să te văd. Oricum, nu o să sabotez pe Naoxo. Naoxo! Naoxo, nu Naoxo! Naoxo! Bă, a murit Naoxo! Dă-te, bă, de aici! Fă spațiul, Andrei Biș! Ia uite, bă, încă s-a calificat pinguinul!
Ai de capul meu, ia. Ai de capul meu, nu! De ce, mă, frate, de ce? De ce? Cu ce am greșit în viața aceasta să fac în ultimul hal de prost acea schemă? Doamne, 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 bă, mă oftic la maxim oftic acum, să mă știu de nu. Ia. Yay, am făcut încă un level, frații mei. Ia, go to pes, ia. Ce putem să mai cumpărăm? A, deci aparent, trebuie să le cumpăr pe astea pentru că n-am ce să mai cumpăr altceva. Ok, ok. Bun, cam atâta cu acest episod. Bă, eu sper că v-a plăcut acolo cât de cât și în caz că v-a plăcut, vreau să vă dau acolo foarte multe like-uri ca să mai facem clipuri de Stumble Guys pe viitor. Așa că eu am fost Andrei Biș și vă zic că acolo la toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa.